Pragul minim de selecție pentru proiectele depuse este de 10 puncte, valabil pentru întreg intervalul 1 ianuarie 31 martie 2021. Fondurile nerambursabile acordate prin submăsura 4.2, componenta investiții de capacitate mică din zona montană, pot aduce până la maxim 300.000 de euro pe proiect. Finanțarea nerambursabilă acordată prin PNDR 2020 este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru realizarea unui abator de capacitate mică în zona montană, în cazul în care acesta este este realizat de către IMM-uri pentru grupuri de producători, cooperative sau societăți cooperative, sprijinul acordat poate ajunge până la 70%. Dacă este realizat de alte întreprinderi decât cele menționate, finanțarea PNDR va fi de maxim 40%. Sunt eligibile pentru finanțare investițiile în unități de sacrificare de capacitate mică, destinate porcinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, care sunt amplasate în localități din zona montană. Pentru a depune o cerere de finanțare, fermierii trebuie să respecte prevederile ghidului Solicitantului și anexele aferente acestuia, publicate pe site-ul afir.info.